Rezultatele au fost iarăși foarte bune. Am spus că de o parte mă bucură, pe de o parte mă întristează, pentru că am spus că nu mai vreau rezultate așa de multe, pentru că am obișnuit lumea cu rezultate multe și nu se mai bucură când asta și nu mai le bag în seamă. Poate când nu o să mai scoatem, atunci o să uite mai mult, așa zic. De ce n-am scos? La 69 a ieșit Olaru, a fost o finală băcăoană, da? Olaru și Orlando. Un meci disputat între ei, tot timpul a fost meciuri disputate, a câștigat Olaru. La 85 de kilograme, Macedon, care așa cum știți este foarte tânăr, are doar 19 ani. Îl ținem la cutie, dar văd că el explodează. A ieșit acum la cupă și aș fi vrut chiar să nu iasă, pentru că vreau să o luăm mai ușor cu el, pentru că e de categorie mare și boxer de categorie mare trebuie să-i duci ușor, că rezultatele lor sunt de la 24-25 de ani. Medalii de aur. La 91 de kilograme, Jitaru, așa cum ne așteptam, deci a ieșit campion fără nicio problemă. Așa cum știți, la Marc, la plus 91, câștigase, dar nu mai există cazul să mai spunem, i-a dat două avertismente degeaba, dar nu asta e pierderea noastră. Pierderea noastră este, de fapt, la fel cu două cuțite. La Cuciureanu, pentru că, într-un fel, m-a bucurat că a pierdut, pentru că categoria lui este 60 de kilograme, aici a făcut 64 de kilograme, a fost lejer, i-am spus, nu-i categoria ta, la lot el este la 60 de kilograme și afară la toate competițiile internaționale la 60 de kilograme. O parte dintre sportivii pregătiți de Relu Auraș și Nicolae Cara sunt legitimați și la CSM Bacău 2010, club care are un nou director și care merge pe ideea colaborării. Sunt angajat în primărie de 7 ani de zile și eu în această perioadă de la începutul lunii am discutat cu toți antrenorii și toți sportivii despre situația existentă a clubului municipal Bacău 2010. Am fost surprins să găsesc aici un colectiv de antrenori foarte bun, foarte bine pregătit și mulți campioni. Și I-am asigurat pe toți de tot sprijinul meu, de toate cunoștințele pe care eu le am și în privința relațiilor și în privința cunoștințelor acumulate în activitatea pe care am desfășurat-o până acum. Toate aceste cunoștințe le voi pune la dispoziția lor pentru a-i sprijini și în viața de zi cu zi și în activitatea lor sportivă. Vreau să vă spun că așa cum i-am obișnuit, clubul nostru a fost singurul care a scos 3 medalii de aur. Deci, ca și cluburi, iar suntem pe locul 1, restul au 1, una, două maxim, mi se pare că au București, dar tot București la un loc, nu Dinamo, că Dinamo a scos una singură. Deci, iar ne-am dus pe primul loc pe echipe. Repet, aici suntem într-o colaborare foarte bună cu 2010, deci noi când spunem box, spunem Sport Club 2010 sau 2010 Sport Club. Suntem același club, aceeași treabă, aceeași, o colaborare extraordinară care sper să fie mult mai roditoare de aici încolo. Cred că majoritatea au înțeles. Activitatea clubului de până acum nu a fost una foarte rea. Rezultatele s-au obținut și ceea ce voi încerca eu să fac este să îmbunătățim organizarea clubului și organizarea activității clubului, să facem o organizare mai bună a activității clubului.